În ultima săptămână s-a înregistrat în Alba o creștere semnificativă a afecțiunilor căilor respiratorii, inclusiv a pneumoniilor. Această situație are ca principal factor scăderea imunității înregistrată în perioada sezonului de iarnă. O altă cauză o reprezintă și variațiile de temperatură care pun presiune pe bolnavii cu afecțiuni cronice. Numărul de consultații în care a fost pus diagnosticul de afecțiune a căilor respiratorii superioară a fost un număr de 2631 de cazuri consultate, din care 81 de internări. Aș vrea să vă spun pe grupe de vârstă numărul de cazuri. Cele mai multe au fost între 5 și 14 ani, 869, între 15 și 49 de ani, 840, 2-4 ani, 469, 0-1 an, 197, dacă vă interesează, 50-64, 157 și peste 65 de ani, 99 de cazuri. Grupele de vârstă 5-14 ani și 15-41 de ani au fost cele mai afectate. Spuneam că sunt 81 de internări, la 0-1 an, 28 de internări, 2-4 ani, 15, 5-14 ani, 18, 15-49 de ani, 16 și 31 la 50-64 și peste 65 de ani. Și numărul pneumoniilor a crescut. În ultima săptămână s-au acordat aproape 460 de consultații pentru această afecțiune, din care au rezultat 125 de internări. Avem la grupa de vârstă 15-49 de ani 144 de cazuri consultate, la 2-4 ani 85 de cazuri consultate, 5-14 ani, 82, 0-1 an, 42, 50-64 de ani, 62 cazuri și peste 65 de ani, 41 de cazuri consultate. Iar din cele 125 de internări, multe au fost, respectiv 31, la grupa de vârstă 2-4 ani, 0-1 an, 25, 5-14 ani, 23, 15-49, 26 cazuri internate, 50-64 de ani, 11 și peste 65 de ani, 9 cazuri internate. De remarcat că nu s-a înregistrat niciun caz de gripă.